este Costin Teodorescu, sunt actor și întâmplător sau nu am scris o poezie care reflectă cumva realitatea zilelor noastre. Ne mor bătrânii în spitale, ursuzi, uitați și obosiți, nesuportând cântatul din salvare ce le amintește cât sunt depociți. Din ochi le curge gândul de durere și mâinile le sunt ca niște zdrențe și nimeni nu le cere o părere, cu toate că tristețile sunt evidente. Și stau acolo parcă puși pe cruce, îndurerați, uitați de tot și toate și nu știu unde se vor duce, când vor rămâne îmbrățișați de moarte. Bătrânii își vorbesc despre durere, uitând tot binele ce l-au avut și singura bucată de avere este un gând ce-l poartă medicul tăcut. De ce refuză oare medicul să spună că se vor duce undeva curând, unde nici mâinile nu-s niște zdrențe, unde nici lacrimile nu au gând? Ne mor bătrânii și asta-i tot. Mor singuri, triști, fără noroc. Doar patul de spital păstrează urme, că au trecut și ei cândva pierduți prin lume.